Cartea Isaia, capitolul 53, de la versetul 4 până la versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Dar El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Amin. Am citit din Isaia, capitolul 53, despre suferințele Domnului Iisus Hristos și la cina Domnului, printre alte lucruri, cu siguranță ne amintim despre suferințele Domnului Iisus Hristos. Această pâine frântă reprezintă trupul său care s-a frânt pe cruce pentru păcatele noastre. Acest pahar cu rodul viței reprezintă sângele său care s-a vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. Este sângele care a pecetuit noul legământ. Noul legământ pecetuit în sângele lui. Deci ne gândim la suferințele Domnului Iisus Hristos. Și am luat un exemplu din Noul Testament, unul dintre apostolii Domnului Iisus Hristos, al 13 apostol, așa cum mai este numit, apostolul Pavel, care el spune că eu nu meritam poziția aceasta, eu nu meritam numele acesta, la sfârșit, după ce s-a arătat tuturor celor 12, spune ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, care nu meritam să fiu chemat apostol al Domnului, pentru că apostolul Pavel prigonise calea aceasta a creștinilor, a creștinismului. Dar spune el că prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Dumnezeu mi-a făcut un favor nemeritat. Și prin harul lui Dumnezeu el a fost folosit într-un mod extraordinar. Și în epistola sa către Biserica din Filip, apostolul Pavel scrie în Filipeni, capitolul 3 și versetul 10, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Apostolul Pavel își exprimă dorința și râvna de a experimenta, de a cunoaște suferințele Domnului Iisus Hristos. El spune că era mai important pentru el să fie făcut părtaș suferințelor lui Iisus decât să se bucure de lucrurile care pentru el erau odată un avantaj, un câștig în lumea aceasta. Odată ce copiii cresc, se dezvoltă, ajung tineri, părinții încep să-și facă planuri pentru ei. Tinerii ajung ei înșiși să-și facă planuri, ce voi face în viața mea. Oamenii adulți încep să-i întrebe, ce vrei să te faci, la ce școală o să mergi și ce o să faci cu viața ta. Și fiecare își fac planuri și își cântăresc avantajele. Și se gândesc ce este mai bine, ce mi-ar face plăcere, ce mi-aș dori. Și apostolul Pavel spune, odată am avut și eu această gândire, dar când l-am cunoscut pe Iisus, am ales ca toate aceste avantaje în lumea aceasta, între ghilimele, lucruri care pentru mine odată reprezentau un câștig în lumea aceasta, să le pun deoparte și în schimb să experimentez suferințele lui Hristos, să mă fac părtaș suferințelor lui Hristos. De ce oare? Oare era nebun Pavel? Oare era un habotnic? Sau un radical? Un extremist religios? Da, el a fost numit nebun. Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te-a dus la nebunie. Nu mai vezi limpede, i-au spus unii. Dar nu, el nu era nebun. Dar avea încredere mai mult în Domnul Iisus și dorea mai mult să meargă pe urmele Domnului Iisus și să fie părtași stilului de viață pe care l-a avut Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta, decât să profite și să rămână în continuare cu lucrurile care pentru el odată reprezentau un câștig și care pentru majoritatea oamenilor din lumea aceasta reprezintă un câștig în viața aceasta. Din cauza încrederii sale în Hristos, apostolul Pavel gândea că ar fi mai binecuvântat,
mai, o mai mare fericire pentru el să împărtășească calea lui Iisus, chiar și suferințele, uneori, decât să se bucure, între ghilimele, de lucrurile care sunt un câștig pe pământul acesta, așa cum a spus Moise, de plăcerile de o clipă ale păcatului. Dacă citim în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 24 și 25, Evrei 11 cu 24 spune, prin credință, Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Deși pare în realitate o nebunie să dai o poziție confortabilă, o poziție elevată în lumea aceasta, o viață confortabilă, o poziție respectabilă în lumea aceasta, să o dai pe o viață nesigură, în care nu știi de azi pe mâine unde vei mânca, ce vei mânca, unde vei dormi, unde vei petrece, ce vei face la bătrânețe, cine va avea grijă de tine. Pare o nebunie în realitate să alegi asta în loc de ce alege toată lumea, adică o viață confortabilă și sigură. Totuși, prin credință, are logică. Și este real. Este o alegere, în realitate, înțeleaptă, dar prin credință. De aceea, în Evrei 11 spune, prin credință. Dacă ne uităm la lucrurile care se văd, dacă ne uităm la ce face toată lumea, dacă ascultăm inima noastră, dacă ascultăm rațiunea noastră, pare o nebunie. Cum adică, Moise, ai crescut la curtea lui Faraon, erai fiul fiicei lui Faraon, ai crescut ca și următorul la tronul Egiptului, și cum adică să fie mai bine pentru tine să te duci cu un popor de sclavi și să suferi ocara și bag jocura? Cum să fie mai bine asta? N-are nicio logică. Nu. Dacă judecăm așa cum judecă lumea aceasta. Dar această alegere trebuie făcută și nu poate fi făcută decât prin credință. Amin? De asta spune, prin credință Moise a putut să facă lucrul ăsta. Prin credință Avram a făcut asta. Prin credință Sara a făcut asta. Prin credință Rahab. Prin credință toți ceilalți. În realitate, nu pare o alegere înțeleaptă. Nu este ceva care va fi lăudat în lumea aceasta. Nu este logic. Nu, în mod normal, nu ți aduce niciun avantaj. Dar prin credință, ce înseamnă prin credință? O fac pentru că așa spune Dumnezeu. Nu văd cum mă va ajuta asta, nu văd cum îmi va purta de grijă asta, nu văd cum îmi va purta de cald asta, cum zicem noi, nu văd cum mă va ajuta, n-are nicio logică, dar pentru că Dumnezeu zice, eu o fac prin credință. Îl pun la încercare pe Dumnezeu. Observați de asemenea, nu doar că trebuie prin credință, dar trebuie să alegi între două lucruri. De multe ori noi ajungem în punctul în care am vrea și asta și asta. Puțin din fiecare. Și nu ne place când trebuie să luăm o hotărâre drastică. Și trebuie să întoarcem spatele la cineva sau la ceva ca să putem să fim cu fața la altceva. Nu putem să stăm tot așa, în dungă. Nu ne place, dar trebuie făcută această alegere între lucrurile care pentru oameni sunt un câștig în lumea aceasta, lucruri materiale, educație, carieră, confort, viață ușoară și a-L cunoaște pe Hristos sau a merge pe urmele Lui. Când a venit un om la Domnul Iisus și i-a spus, Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge, și și-a declarat dedicarea față de el, Domnul Iisus Hristos i-a spus, trebuie să faci o alegere. Știi că trebuie să faci o alegere? Nu mă vei putea urma numai cu gura. Și Domnul Iisus i-a spus, păsările au cuiburi și
Vulpile au vizuind, dar fiul omului n-are unde își pleca capul. Ești în stare să faci hotărârea asta, să faci alegerea asta, să fii gata să renunți la confort și o viață sigură ca să mergi pe urmele Fiului lui Dumnezeu? Trebuie făcut o alegere. Este prin credință, dar trebuie făcută o alegere. Nu încercați să slujiți la doi stăpâni. Domnul Iisus spune, nu se poate. Ori vei supăra pe unul, ori pe celălalt. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu, și lui Mamona. Cine este Mamona? Mamona este, în direct traducere, este banul sau lucrurile materiale ale lumii acesteia. Ce se caută în lumea aceasta? Viața confortabilă, banul, lucrurile materiale. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Iosua spune în Vechiul Testament, în Iosua 24, trebuie să faceți o alegere. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Trebuie. De multe ori am vrea cu amândouă. Duminica la biserică, în timpul săptămânii, să ne facem un rost și un nume în lumea aceasta. Dar Pavel spune, lucrurile care pentru mine erau un câștig, le-am aruncat la gunoi. Avantajele din lumea aceasta, un nume ales, o educație aleasă, o viață ușoară și confortabilă, o poziție influentă înaltă în lumea aceasta, le-am desconsiderat. De ce? Pentru a fi părtași suferințelor lui Hristos. Trebuie să alegem. Pavel alege umblarea cu Iisus și este gata să le lase pe toate celelalte ca să fie părtași suferințelor Domnului. Noi de multe ori am vrea să cunoaștem biruințele marilor oameni al lui Dumnezeu din Biblie. Am vrea să cunoaștem biruințele lui Moise. Am vrea să avem viața spirituală a lui Avram sau a lui David sau a lui Daniel sau a lui Pavel sau a lui Domnului Iisus Hristos. Dar nu vrem să experimentăm și suferințele lor, numai biruințele. De multe ori am vrea biruințele spirituale din Biblie, dar nu și suferințele acestor oameni. Trebuie să facem o alegere. De ce este Apostolul Pavel așa de dornic să împărtășească suferințele lui Iisus Hristos? De ce? Aș vrea să ne uităm la două motive. Pentru că aceste suferințe fac parte din planul lui Dumnezeu. Suferințele lui Iisus nu au fost o greșeală. Dumnezeu nu scăpase situația de sub control. N-a fost luat prin surprindere Dumnezeu și nici nu a fost lipsit de putere în fața celor ce îl chinuiau pe Fiul Său, Iisus Hristos. Iisus Hristos a primit de bună voie suferința ca parte a planului lui Dumnezeu pentru el. Așa am citit în cartea Isaia, capitolul 53. Dar el suferințele noastre le-a purtat, le-a luat de bună voie asupra lui. Durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu. Oamenii au zis că este un răufăcător. De-aia îngăduie Dumnezeu să pățească așa ceva. Este lovit de Dumnezeu, este smerit, pentru că s-a făcut pe sine însuși deopotrivă cu Dumnezeu. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. Era zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pediapsa care o meritam noi și prin care putem să avem pace cu Dumnezeu, a luat-o el, a căzut asupra lui. De bună voie a luat aceste suferințe, pentru că făceau parte din planul lui Dumnezeu pentru el. El a spus, iată, mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Mi-ai pregătit un trup. Am venit să mă întrupesc și să fac voia ta. În Isaia 53:10 spune, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Acestea n-au fost la întâmplare. Au fost exact planul lui Dumnezeu. Dacă citim în Evanghelie, atunci când își purta crucea pe Via Dolorosa și arăta, era o stare jalnică, Isaia spune, era atât de respingătoare starea lui că ți întorceai fața de la el. Nu mai arăta a om. N-avea nimic care să ne atragă privirile. Și femeile acelea de pe marginea drumului au început să bocească, să-l plângă, să-i plângă de milă.
Dar el a zis, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Eu de bună voie fac lucrul acesta, nimeni nu mă forțează, nu este nimic la întâmplare. Este voia Tatălui pentru mine, pentru binele vostru. Și în Ioan capitolul 10, păstorul cel bun, Domnul Iisus spune, de asemenea, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. Am puterea să mi-o dau și am puterea să mi-o iau iarăși. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că nu trebuie să fiu forțat, ci de bună voie îmi dau viața. De bună voie accept aceste suferințe în locul vostru. Tot așa și Pavel crede că va fi mai fericit pentru el să treacă prin suferință atunci când acesta este planul lui Dumnezeu pentru el, decât să se bucure de confortul și de faima pe care o poate câștiga în lumea aceasta. Dacă planul lui Dumnezeu este să trecem prin voi, prin suferință, nu trebuie să ocolim lucrurile acestea. Dacă planul lui Dumnezeu este să intrăm în cuptorul de foc sau în groapa cu lei, este mai ferice pentru noi să mergem acolo decât să căutăm cu orice chip, prin mijloace omenești, să ne scăpăm de acele suferințe. Pavel crede că este mai binecuvântat pentru el. Astfel, în Faptele Apostolilor, capitolul 20 și versetul 24, el spune, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau doar să-mi sfârșesc alergarea cu bucurie și lucrarea pe care am primit-o de la Domnul Iisus. De ce era el așa de dornic să împărtășească suferințele lui Hristos? Spune, lucrurile care pentru mine erau un câștig, le-am socotit ca o pierdere ca să-L cunosc pe El. Și părtășia suferințelor lui. De ce, Pavel? De ce vrei să cunoști suferințele Domnului? Pentru că este planul lui Dumnezeu pentru mine. Și este mai ferice pentru mine să fiu în planul Domnului, chiar dacă trec prin voi, decât să fiu pe un munte, să fiu undeva confortabil, dar afară din voia lui Dumnezeu. Este un lucru logic. Este de înțeles. Pentru cei credincioși. De ce? Totuși. Al doilea motiv al lui Pavel, pentru că este, cum spune el, citindu-l pe Domnul Iisus, mai ferice să dai decât să primești. Tot în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35, după ce Pavel spune, eu nu țin numai decât la viața mea, motorul vieții mele, pentru ce trăiesc eu nu este să am o viață mai bună sau mai confortabilă, nu asta mă interesează, viața mea nu este scumpă. Și eu trăiesc pentru un singur lucru, să împlinesc planul pe care Dumnezeu îl are pentru mine. De aceea vreau să mă fac părtaș suferințelor lui Hristos. Și apoi în versetul 35 spune, căci în toate privințele v-am învățat că lucrând în felul acesta trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus pe care le-a spus, mai binecuvântat este să dai decât să primești. Sigur, pentru unii este mai ușor să dăruiască bani decât să-și dăruiască viața lor înșiși ca să trăiască pentru Domnul. Și vor să-L cumpere pe Domnul cu bani. Dau bani la biserică și apoi cred că Domnul trebuie să le dea o învoire ca să poată să se ducă să facă bani. Da? Biserica să nu zică nimic că eu am dat bani. Și nu pot să dau bani dacă vin toată ziua la biserică, nu? Trebuie să-i fac banii ăștia. Și pentru unii totul înseamnă asta, se reduce la bani. Iar Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși. Apostolul Pavel s-a dat pe sine însuși. Spune, eu nu țin numai decât la viața mea. Este mai fericit să dai decât să primești. M-am cheltuit pe mine însumi pentru sufletele voastre, spune Apostolul Pavel. Cu bucurie mă cheltuiesc pe mine însumi pentru sufletele voastre. Domnul Iisus a dat pe sine însuși pentru noi. Și în Epistola 2 Corinteni, capitolul 8 și versetul 9, citim așa, 2 Corinteni 8 cu 9, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că El, măcar că era bogat, referindu-se la poziția Lui în ceruri și la statusul Lui în ceruri, s-a făcut sărac pentru voi, referindu-se la faptul că s-a întrupat într-o
moarte umilă și smerită, s-a născut într-o iesle, într-un trup omenesc aici pe pământ. Măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Măcar că era înălțat, s-a coborât. S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin coborârea Lui, prin smerirea Lui, prin umilința Lui, prin faptul că El a renunțat la bogăția cerească și s-a umilit, noi să putem să ne îmbogățim. Ce frumos spune acest verset. Cunoașteți harul, favoarea nemeritată pe care o face Dumnezeu. L-a dat pe Fiul Său, care măcar că era bogat, s-a înjosit pentru voi. Pentru ca prin înjosirea Lui, voi să puteți să fiți ridicați la cerul Lui Dumnezeu. Despre asta este vorba când zice Domnul Iisus, este mai ferice să dai sau să te dai decât să primești. Adică este mai ferice să slujești altora decât să fii slujit de alții. Și de aceea Apostolul Pavel spune, vreau să mă fac părtaș suferințelor Lui Hristos. Pentru că Iisus Hristos a suferit pentru alții. Dar atunci când cauți confortul în lumea aceasta, să ajungi cineva, să ai o carieră strălucită, să poți să îți strângi, agonisești și să lași o moștenire după tine, faima, influența, atunci trăiești pentru tine. Nu trăiești pentru alții. Dar atunci când vrei să fii părtaș suferințelor Lui Hristos, atunci vei fi o binecuvântare pentru alții. Și tu însuți vei fi de asemenea fericit. Apostolul Pavel spune, cine este fericirea noastră? Cine este bucuria noastră? Cine este cununa noastră de slavă, de glorie? Voi, credincioși, voi care ați auzit Evanghelia prin lucrarea noastră, voi care ați fost întăriți prin exemplul nostru, voi care ați fost încurajați prin epistolele noastre, nu am bucurie mai mare decât aceasta. Apostolul Ioan spune, nu am bucurie mai mare decât să aud că ei, copiii mei în credință, umblă în adevăr. Continuă în viața aceasta de ascultare de Domnul. Nici o bogăție din lumea aceasta, nici un confort, nici o carieră nu-i dau bucurie mai mare unui urmaș al lui Hristos decât să aibă un impact în viața altora. De aceea Pavel era așa de dornic să fie părtaș suferințelor lui Hristos. Pentru că erau planul lui Dumnezeu, nu erau din întâmplare, nu o căuta El singur, cum se spune, o caut cu lumânarea. Nu. Și pentru că este mai ferice să suferi tu, să trăiești o viață de austeritate, ca să știi că poți să fii o binecuvântare pentru alții și să schimbi viețile altor oameni, decât să trăiești cu egoism numai pentru tine și pentru cei apropiați din jurul tău. Un alt lucru. Care sunt suferințele lui Iisus? Ce ar trebui să sufere Pavel? Ce ar trebui să sufere un creștin astăzi care vrea la fel ca Apostolul Pavel să împărtășească suferințele Domnului Iisus Hristos? Care atunci când participă la cina Domnului și se gândește la aceste suferințe, spune, Doamne, ajută-mă și pe mine să nu dau înapoi de la ceea ce Tu ai pentru mine. Să-mi amintesc de prețul pe care l-ai plătit Tu și să pot și eu să îndur orice ai Tu pentru mine. Care sunt suferințele unui creștin în sensul acesta? Cum pot eu, ca și creștin, să mă fac părtaș suferințelor lui Iisus? Oare asta înseamnă că trebuie să pățesc exact ce a pățit Iisus în mod literal? Unii oameni iau lucrurile în felul acesta și trăiesc o viață ascetică, adică se chinuie singur, fără să le ceară Dumnezeu, încercând să imite anumite scene din viața lui Iisus. Oare înseamnă că trebuie să pățesc exact ce a pățit Domnul Iisus în mod literal, adică să fiu scuipat, să fiu bătut, să fiu însângerat, să fiu bătut în cuie pe o cruce? Răspunsul este nu. Așa cum am spus, sunt mulți oameni astăzi care se cred sfinți sau religioși și se dau un spectacol în felul acesta. Unii se închid în singurătate,
ca și Iisus, care a fost în pustie și a postit 40 de zile și 40 de nopți. Mănâncă numai lucruri sărăcăcioase și așa mai departe. Că și Dumnezeu le dă și altceva de mâncare, dar ei, în mod intenționat, fac lucrurile astea pentru o perioadă îndelungată, crezând că în felul acesta se aseamănă cu Iisus. Rabdă de foame sau stau întristați cu capul plecat, spune Domnul Iisus Hristos, credeți că acesta este postul plăcut Domnului, să-și chinuie omul sufletul și trupul timp de o zi, să stea cu capul plecat în felul acesta întristat, fără să se bucure, fără să râdă vreodată, să-și pună țărână în cap. Unii chiar o iau și mai literar și se pun pe o cruce, pe străzi, se lasă chiar bătuți cu cuie în cruce, crezând că acestea sunt suferințele lui Hristos la care ei trebuie să se facă părtași. Oare acestea erau suferințele pe care vroia Pavel să le împărtășească când spune aici să mă fac părtaș suferințelor lui? Să nu uităm că suferințele pe care le-a îndurat Domnul Iisus Hristos a fost pentru alții o binecuvântare. Iar aceștia care fac aceste spectacole, care se fomentează singuri sau care se bagiocoresc singuri sau care duc această viață ascetică, pentru cine sunt o binecuvântare? Cui folosește ceea ce fac ei? Folosește cuiva? Sau este doar pentru ei, ca să-i laude oamenii și să spună, iată ce credincios este acesta? Ei, practic, se simt ei bine prin lucrurile acestea. Să fii bine dispus să faci lucrarea Domnului cu bucurie, chiar atunci când nu-ți arde de asta, dar pentru binele altora să o faci, poate să fie uneori o suferință. Poate nu tot timpul îți arde să fii bine dispus, să fii binevoitor, să vii la biserică, poate te doare ceva, poate ai o suferință, poate ai o îngrijorare. Dar tu te forțești și faci lucrurile acestea. De ce? Frații mei au nevoie de mine. Frații mei trebuie să mă vadă acolo. Trebuie să fiu bine dispus, trebuie să fiu zâmbitor, trebuie să fiu o încurajare, trebuie să fiu credincios. Chiar dacă nu mi-arde de asta. Uneori asta poate să fie o jertfă din partea noastră și să fim o binecuvântare pentru alții. De asemenea, suferințele Domnului Iisus nu au început în grădina Ghețimani. Și au fost doar acolo, în orele acelea, pe cruce. Și suferințele Domnului Iisus au început din clipa în care El a părăsit cerul. Spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 7, că s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare, fiind găsit ca un om, s-a umilit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Suferințele Domnului Iisus Hristos au început în clipa când a renunțat la tot ceea ce era o bogăție pentru El, adică cerul. Suferințele lui Pavel nu au început doar când a fost martirizat și bătut fizic, ci în clipa în care și-a lăsat educația, și-a lăsat poziția de fariseu, și-a lăsat prietenii din lumea bună, și-a lăsat confortul și siguranța unui cămin. În clipa aceea au început suferințele lui Pavel. Și tot așa, și suferințele Domnului nu au fost doar în Ghețimani și pe cruce, ci din clipa în care a părăsit cerul și s-a născut în umilință, într-o iesle. Atunci au început suferințele Lui. El s-a făcut sărac, așa cum am citit mai devreme, pentru ca noi să ne îmbogățim. De bună voie s-a dezbrăcat de sine însuși. A lăsat ceea ce era Lui confortabil. Dacă vrei să-L cunoști pe El, așa cum spune Pavel, și părtășia suferințelor lui, atunci trebuie să fii gata să renunți la lucrurile care pentru tine sunt un câștig în lumea aceasta. Poate sunt posesiuni, așa cum a fost tânărul bogat care a venit la Domnul Iisus Hristos. Poate sunt faimă, carieră, confort sau altceva care pentru tine este un câștig. Să suferi sărați pentru ca alții să fie binecuvântați. Acestea sunt suferințele lui Hristos, dar aplicate la viața fiecăruia dintre noi. Pentru fiecare sunt diferite. Aceasta este ideea. Nu este la fel pentru fiecare.
Pentru fiecare sunt diferite. Fiecare are crucea diferită pe care Dumnezeu o are pentru el. Dacă citim în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 7 până la 10. 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 7. Apostolul Pavel îi spune ucenicului său în credință, lui Timotei: înțelege ce spun și Domnul să-ți dea înțelegere în toate lucrurile. Până în acest moment, până în versetele dinainte, Pavel îi spunea: trebuie să suferi ca un ostaș, trebuie să ai răbdare ca un fermier, trebuie să duci o viață cu greutăți ca un ucenic al lui Hristos. Nu este nimic în neregulă cu asta. Înțelege ce spun. Așa e normal ca și ucenic al lui Hristos. Și apoi îi dă câteva exemple, spune în versetul 8. Aduți aminte de Iisus Hristos din sămânța lui David. Și El a făcut la fel. Noi călcăm pe urmele Lui. Nu este nimic neobișnuit pentru un creștin să calce pe urmele Domnului Său și apostolilor Săi. Aduți aminte de Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat dintre cei morți potrivit Evangheliei mele, pentru care sufăr până acolo că sunt legat în lanțuri ca un făcător de rele. Aduți aminte și de mine, învățătorul tău. Uită-te la viața pe care o duc pe urmele lui Iisus Hristos, pentru că am făcut această alegere prin credință. Să întorc spatele la lucrurile lumii care pentru mine odată erau un câștig. Și să fiu părtaș suferințelor lui Hristos. Aduți aminte de Iisus Hristos pentru care sufăr până acolo că sunt legat în lanțul ca un făcător de rele. Măcar că n-am făcut nicio crimă, niciun lucru rău. Am predicat doar cuvântul lui Dumnezeu. Am mers pe urmele lui Hristos. Dar chiar dacă eu sunt legat, spune Pavel, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea, rapt totul de dragul celor aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu gloria veșnică. Pentru ce vroia Pavel să fie părtaș suferințelor lui Hristos? Pentru ca alții să fie binecuvântați. Pentru ca alții să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă din suferințele și răbdarea ta nu beneficiază alții, atunci acestea nu sunt neapărat suferințele lui Hristos. Pavel a răbdat toate acestea, nu pentru el, nu ca să-și facă un nume, ci pentru ca alții am suferit toate acestea pentru ca cei aleși să audă Evanghelia și să fie mântuiți. Suferințele lui Hristos sunt acele momente grele și acel drum de austeritate în viața creștinului pentru că face voia lui Dumnezeu și pentru că alții vor avea un câștig din asta, vor fi binecuvântați. De aceea Pavel era așa de dornic să cunoască suferințele lui Hristos, adică să experimenteze, nu doar să citească despre el, ci să calce pe urmele lui Hristos. Pentru că acestea erau parte din planul lui Dumnezeu, nu era o greșeală, nu este, fraților, să nu vă mirați, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vi se întâmplă un necaz, o boală, o nenorocire, treceți printr-o încercare, sunteți poate acuzați pe nedrept, să nu vă mirați de necazul care este între voi și care vine peste voi ca să vă încerce. Și socotiți-vă binecuvântați. Tot așa a fost și Hristos. Niciunul dintre voi să nu sufere pentru că este rău. Pentru că face un lucru rău. Dar dacă suferim pentru numele lui Hristos, atunci suntem binecuvântați. Și alții sunt binecuvântați. Aceste suferințe nu sunt la întâmplare. Nu trebuie să fugim de ele, ci sunt după voia lui Dumnezeu. De aceea mă iubește Tatăl, a zis Domnul Iisus, pentru că eu de bunăvoie dau viața și apoi am putere să o iau. Tatăl a ales cu cale ca să fie zdrobit. Noi credeam că este o greșeală și trebuie să avem grijă cu această judecată a noastră omenească. De fiecare dată când vedem un om lovit sau mai ales un creștin, ne gândim, poate l-am pedepsit Dumnezeu. Trebuie să avem grijă cu această judecată.
Sigur, uneori poate să fie și corectarea lui Dumnezeu, dar uneori Dumnezeu alege să trecem prin asta tocmai pentru binele altora. Așa după cum Hristos a suferit pentru păcatele noastre, după cum Pavel a ales să trăiască o viață austere ca alții să fie îmbogățiți și să fie binecuvântați. Tot așa, dacă vom urma pe Domnul, și noi va trebui să fim părtași unor anume feluri de suferință, dar alții vor avea de câștigat. După cum misionarii își părăsesc casa și viața și tot și se duc și își dedică viața pentru că alții să audă cuvântul. Și tot așa, fiecare creștin care se dedică cu totul lui Hristos, trebuie să facem această alegere. Pentru Hristos, Hristos a suferit pentru cei aleși, pentru că așa a suferit Hristos, este mai ferice, a spus El, să dăruiești decât să primești. Și suferințele Domnului Iisus Hristos nu au fost în mod literal durerile fizice mai ales, ci renunțarea la sine, s-a dezbrăcat de sine însuși. A renunțat la titlurile cerești și a coborât pe pământ să fie scuipat și batjocorit. Durerile lui cele mai mari, agonia lui, nu a fost pentru biciul pe care l-a primit, pentru batjocurile trecătorilor, pentru scuipatul care l-a primit, pentru coroana de spini pe cap, ci pentru că Tatăl și-a întors fața de la el. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aceea a fost cea mai mare durere a Domnului Iisus, despărțirea de Tatăl pentru păcatele noastre. Înjosirea înaintea Tatălui. S-a lepădat de sine însuși, s-a dezbrăcat de sine însuși. Tot așa, și noi, dacă vrem să fim o binecuvântare pentru alții și dacă vrem să fim părtași suferințelor Domnului Iisus Hristos, trebuie, de bună voie, să ne lepădăm de noi înșine, să dăm la o parte lucrurile care pentru noi sunt un câștig în lumea aceasta și de bună voie să ne luăm crucea, planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, calea pe care o are pentru noi și să-L urmăm pe Domnul în fiecare zi și de multe ori vom vedea cum vom fi o binecuvântare pentru alții. Așa cum am spus, la cina Domnului, în mod simbolic, gustând din pâinea aceasta și din mustul acesta, în mod simbolic, noi ne facem părtași cu Domnul Iisus Hristos în suferință. Pentru că, de fapt, pentru noi, sau în locul nostru, trupul Lui a fost frânt. Noi meritam asta. Și pentru noi, sau în locul nostru, sângele Lui a fost vărsat. Al nostru sânge trebuia să fie vărsat. Și prin credință, noi acceptăm astea și ne facem părtași cu El și zicem, da, Doamne, eu vreau să mor față de viața cea veche. Eu vreau să mor față de dorințele mele, față de lucrurile care pentru mine erau odată un câștig. După cum trupul tău a fost frânt, atunci când noi participăm la cina Domnului, declarăm, da, Doamne, și eu vreau să mă leapăr de mine însumi. Și eu vreau să mă dezbrac de mine însumi și de drepturile mele și de confortul meu și de o viață confortabilă în lumea aceasta. Și eu vreau să sufăr dacă este voia ta, nu doar așa ca să mă dau un spectacol, dar dacă tu alegi asta, sunt gata, Doamne, să renunț și sunt gata să sufăr, sunt gata să rabd chiar nedreptăți de dragul celor aleși. Pentru ca și ei să cunoască binecuvântarea și viața veșnică. Aceasta este o parte din ceea ce facem noi la cina Domnului. De aceea este bine să conștientizăm lucrurile acestea și să ne gândim la Domnul Iisus Hristos, care, așa cum am citit la început, în Isaia 53, la versetul 4, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru pălăderegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Fiți atenți la versetul 6. Noi rătăceam cu toții, ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui,
Dar în timpul acesta, care nouă nu ne păsa de binefăcătorul nostru, Domnul a făcut să cadă asupra Lui nepăsarea noastră și nelegiuirea noastră a tuturor. Pavel spune, vreau să fiu părtaș suferințelor lui Iisus. Vreau, aceasta este calea pe care vreau să o aleg pentru viața mea. Lucrurile care pentru mine erau un câștig, vreau să le arunc, să le pun deoparte. De ce? Pentru că vreau să merg pe urmele Domnului Iisus Hristos. Cum adică? Adică în timp ce în lumea aceasta, oameni care nici măcar nu mă cunosc acum și eu nu-i cunosc, merg nepăsători și își vede dreapta de drumurile lor, tineri care își fac facultăți și se gândesc la o carieră și oameni care își agonisesc lucruri și își pregătesc pentru viața asta, fiecare își vede de drumul lui. Dar eu pentru ei rar și renunț la cariera mea și renunț la viitorul meu și renunț la confortul meu pentru că vreau să învăț Cuvântul lui Dumnezeu și să mă duc la ușa lor și să le spun despre Domnul Iisus. Și din când în când, unul dintre aceștia va fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Și în timp ce ei își văd nepăsător de viața lor, eu rapt și sufăr pentru cei aleși, pe care nu-i cunosc acum, dar într-o zi, Domnul mă va trimite. Așa cum l-a trimis pe Pavel, așa cum i-a trimis pe ceilalți apostoli. Atunci când Pavel a hotărât să renunțe la poziția lui din lume și la confort, nu știa câte biserici va începe Domnul prin el, nu știa, nu-i cunoștea pe credincioșii din Filip, nu-i cunoștea pe cei din Corint, nu-i cunoștea pe ceilalți, dar prin credință a hotărât să renunțe la cariera lui și la viitorul lui și la confortul vieții lui ca să ducă o viață simplă în ascultare de Domnul. În timp ce aceștia din Filip, din Corint și din alte părți își vedeau fiecare de viața lui, Pavel începea să trăiască o viață de suferință și de lăpădare de sine. Și la momentul potrivit a văzut roadele acestei vieți de a merge pe urmele Domnului Iisus Hristos. La fel cum a făcut și el. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Dar Dumnezeu a trimis un misionar din America, în Coșteie. Dumnezeu a trimis un misionar de nu știu unde, în Hunedoara, de nu știu unde, în Budapesta, din Coștei, mă rog să trimită Domnul în altă parte. Și în timp ce oamenii aceia rătăceau și își vedeau fiecare de treburile lor, acești oameni trimiși de Dumnezeu își sacrificau viața, își sacrificau viitorul și trăiau în ascultare de Dumnezeu și răbdau de dragul celor aleși. Despre asta este vorba la cina Domnului, o parte din cina Domnului. Și despre asta este vorba când Apostolul Pavel spune ca să-L cunosc pe El și puterea învierei Lui și părtășia suferințelor Lui. Toate celelalte lucruri care pentru mine odată erau un câștig, le-am socotit ca pe o pierdere și le arunc pe toate la gunoi. Haideți să ne apropiem de masa Domnului în seara aceasta cu gândul acesta la sacrificiul Domnului Iisus Hristos. El a părăsit cerul și a început să se sacrifice, s-a dezbrăcat de sine însuși și de confortul vieții cerești în timp ce noi rătăceam pe drumurile noastre. Apostolul Pavel a hotărât să lase viitorul lui și să se pună deoparte ca să fie folosit de Dumnezeu pentru atâția credincioși, în timp ce ei rătăceau și vedeau de drumurile lor. Haideți să ne apropiem de masa Domnului. Nu știm cum Domnul poate să ne folosească pe fiecare dintre noi. Nu este vorba despre abilitățile noastre, că suntem tineri sau bătrâni, învățați sau neînvățați, cu un anumit nume sau altul, că dă cineva doi bani pe noi sau nu. Este vorba de ce poate să facă Dumnezeu printr-un om care se pune la dispoziția Lui. Domnul Iisus Hristos a hrănit 5.000 de oameni prin prânzul unui băiețel care și-a dat pachetelul lui. Cine ar fi crezut? Băiețelul acela oare ar fi crezut că o așa mare minune poate să facă pachetul lui de prânz? Dumnezeu poate să facă lucruri mari dacă ne punem la dispoziția Lui. Domnul Iisus a spus, ce aveți? Ucenicii au zis, ce avem noi? Este o nimica toată pentru atâta de mare nevoie. Dar el a zis, aduceți la mine. Dacă ce avem noi,
aducem la Domnul. Viața noastră mică, care noi credem că nu înseamnă nimic, o aducem la Domnul și o dăm Domnului. De multe ori va trebui să ne facem părtași suferințelor Lui. Dar alții vor avea de câștigat din asta. Alții vor fi binecuvântați.